Așa cum știți, am avut o întâlnire cu Consiliul de Afaceri Americano-Român. Este vorba de o întâlnire cu 12 dintre cele mai puternice companii americane. Domnul Stewart mi-a spus și ambasadorul, excelența sa Clem, că e cea mai puternică delegație economică care a fost prezentă în acești ani în România. E a cincea ediție, ceea ce ne face optimiști pentru viitor. Vreau să vă spun că nu a fost o întâlnire de curtoazie și nu asta am urmărit de la nici noi, nici cei cu care ne-am întâlnit de la această discuție. S-au discutat lucruri concrete, proiecte concrete pe care putem să le dezvoltăm și pe care le vom dezvolta în anii viitori. Pe parcursul zilei de azi și zilei de mâine vor avea loc întâlniri ale miniștrilor pe diverse domenii cu reprezentanții companiilor prezente astăzi la întâlnire, fie că vorbim de sănătate, de apărare, de transporturi, energie, finanțe și așa mai departe. Sunt prevăzute aceste întâlniri în aceste zile, ceea ce duce, de fapt, la ceea ce ne dorim, și anume pași concreți pentru întărirea parteneriatului strategic pe care România îl are cu Statele Unite ale Americii. Acest parteneriat strategic poate fi întărit și prin consolidarea relațiilor economice. Și asta a fost rostul întâlnirii noastre de astăzi și dorința atât a companiilor americane, cât și a noastră, ca și guvern, ca această întărire a relațiilor economice să se desfășoare dincolo de vorbe, ci prin lucruri concrete. Sunt optimist, mai ales văzând forța delegației companiilor, forța companiilor prezente astăzi, că acești pași concreți vor fi făcuți în lunile și în anii viitori. Privesc această întâlnire de astăzi ca un început. Le-am și spus celor din delegația americană că vorba lungă la noi înseamnă sărăcia oamenilor și niciuna din părți nu-și dorește acest lucru. De aceea, și mai ales faptul că nu prea sunt obișnuit, și formația mea profesională nu e una pe partea umană, ci pe partea concretă, fiind foarte aplecat pe partea de numere, de date exacte, ca lucrurile concrete pe care le-am stabilit sau le vom stabili, le vor stabili în întâlnirile de astăzi și de mâine, să devină realitate. Asta este ceea ce ne dorim și noi și partenerii noștri americani. Am prezentat datele pe care le avem din punct de vedere economic, am prezentat prioritățile pe care le avem, date inclusiv de buget, am prezentat lucruri pe care ne le dorim pe termen scurt din punct de vedere legislativ, special acea lege pentru proiectele strategice, în special pentru trei domenii pe care dumneavoastră știți: energie, apărare și transporturi. Și ca și concluzie, eu sunt convins și sunt încrezător
că parteneriatul strategic dintre Statele Unite și, și România va cunoaște o dezvoltare semnificativă în perioada următoare și din punct de vedere economic. Mulțumesc! Mr. Prime Minister, thank you very much for your time this morning with our companies. Domnule prim-ministru, vă mulțumesc foarte mult pentru timpul acordat companiilor astăzi. There are few friends that we have anywhere in the world greater than our friendship with Romania. Există puțini prieteni și o prietenie mai puțin mai puternică decât cea cu România. We've always been best friends. Și țările noastre au fost întotdeauna foarte bune prietene. Our hope is that we can grow the economic relationship to be a strong as the political relationship. Și sperăm ca relația noastră economică să ajungă la fel de bună precum cea politică. And Romania has many competitive advantages. România are multe avantaje competitive. Most notably the education and the people. Cele mai notabile sunt educația de care beneficiază. One of my favorite competitive advantages that Romania has, Mr. Prime Minister. Și domnule prim-ministru, unul din elementele preferate în avantaje competitive. The positive feelings and approach and welcome towards the United States. Se referă la sentimentele pozitive și abordarea pe care o aveți față de Statele Unite. It's no secret that we don't always receive warm welcomes when we arrive from governments. Nu facem un secret din faptul că atunci când noi venim în anumite țări nu primim o primire prea călduroasă. But we received very warm welcomes from your government and from the Romanian people. Dar din partea dumneavoastră și a poporului român am primit o primire extrem de călduroasă. Our delegation of companies is filled with current investors. Delegațiile companiilor prezente sunt companies that are reinvesting. Au companii care au sunt deja existente, companii care reinvestesc. And future investors. Și viitori investitori în piață. And we as the American-Romanian Business Council, și noi la AMRO, la Consiliul de Afaceri AMRO, have prepared a roadmap that we would like your government to consider. Am pregătit un roadmap pentru ca guvernul dumneavoastră să-l ia în considerare. This roadmap was prepared by many experts in Washington. Această mapă a fost pregătită de către mulți experți în Washington, who are familiar with business and with Romania, care sunt familiarizați cu domeniul de afaceri și cu România. And Monday, before I got on my plane to Bucharest, și luni, înainte să urc în avion spre România, spre București, I presented a copy of this roadmap to the Trump administration. Am prezentat o copie a acestei mape administrației Trump. For their consideration. So, ia și dumnealor în considerare. And this morning I would like to officially hand this roadmap to you for your consideration. Iar astăzi, oficial, vreau să vă ofer această mapă, să o luați și dumneavoastră în considerare. Mulțumim. Întrebări. Bună ziua, Sergiu Voicu de la Digi24. Vorbeați de proiecte concrete. Care sunt aceste proiecte concrete? La ce să ne așteptăm pentru perioada următoare din ambele părți? Am să vă spun domeniile. Pentru că eu cred că așa e normal. Vă spuneam că vom aduce schimbări în ceea ce înseamnă legislația și știți acest lucru. Legislația privind proiectele strategice în trei mari domenii, energie, apărare și transporturi. Aceste schimbări, și subliniez acest lucru, că, ca să fie foarte clar, vor fi făcute în concordanță cu legislația stabilită împreună cu Comisia Europeană în acest domeniu. Nu vreau să fiu greșit înțeles. Și pe o schemă deja agreată cu Comisia Europeană. Vreau să fiu foarte clar. Deci, revenind, așa cum ați văzut, în delegație au fost și sunt prezenți, sunt prezente companii și din aceste trei domenii. Probabil că pe această zonă dezvoltarea parteneriatului economic va cunoaște o viteză sporită față de ceea ce se întâmplă acum. Nu vreau să intru în lucruri concrete, pentru că, odată, nu cred că e normal, doi, toate procedurile legale pe care trebuie să le urmăm vor fi urmate.
proceduri transparente care țin de licitații și de tot ceea ce înseamnă legislația din România. Dar care sunt aceste schimbări legislative pe care le luați în calcul? Pentru că vorbim așa, doar teoretic, fără să dăm un exemplu concret, nu înțelegem ce vreți să faceți. Adică, la ce vă referiți? Ce trebuie schimbat sau ce v-au cerut să schimbați în domeniul legislației? Nu ne-a cerut nimeni nimic. Poate că dumneavoastră sunteți obișnuiți să vi se ceară anumite lucruri. Noi facem anumite schimbări în legislație și am spus lucrurile astea în programul de guvernare. Sunt asumate, sunt lucruri care ajută mediul economic, sunt lucruri care simplifică legislația în domeniu, în acest domeniu, cel al investițiilor strategice și proiectelor strategice, în trei mari domenii: apărare, energie și transport. Sunt, ca și exemplu, sau am pățit în acești ani de prea multe ori, de exemplu, pe transporturi, ca termenele date pentru, sau consumate pentru perioada de preexecuție a anumitor proiecte să fie mai lungă decât cea de execuție, ceea ce nu-i normal. Vă dau un exemplu concret. Centura Bacăului. Cred că au fost 5 ani în care s-au pierdut pe faza de preexecuție până s-a ajuns efectiv să se lucreze la centura Bacăului și care s-a terminat mai repede. Asta ne dorim să facem și o să facem în perioada imediat următoare. Și colaborări efective între cele două părți, România, noi vorbim Statele aici Unite. De companii care doresc să investească, care doresc să investească în România și guvernul României. Nu vă așteptați din partea guvernului României și nici nu e normal și legal să vină să dea, să spunem, chestiuni concrete care să depășească cadrul legal și nici nu facem lucruri. O întrebare pentru ambii participanți la această declarație. În primul rând pentru domnul Stewart. Știu că pentru companiile americane, ca și pentru administrația Trump, importantă este și predictibilitatea statului român. Aici vorbim și de statul de drept. Dacă ați discutat cu premierul și cu restul miniștrilor și despre această predictibilitate și ați ridicat problema tulburărilor, să le spunem, care au fost în România la începutul acestui an, dacă companiile americane în momentul de față au încredere să investească în România în continuare, și profit de această ocazie, domnule Stewart, să-i adresez o întrebare și premierului român, având în vedere că vorbim de statul de drept, astăzi în România urmează o evaluare foarte importantă pe domeniul justiției, în ceea ce privește procurorii șefi, DNA și parchetul general. Domnule premier, profit de această ocazie și de invitatul nostru, spuneți-ne când vă veți întâlni cu ministrul justiției pentru a discuta pe marginea acestei evaluări. So, thank you very much for your question. Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. The issues of rule of law, stability, stat de drept, transparency, transparență, efficiency, eficiență. These are included in the roadmap that we have presented both governments. Pe care am prezentat-o celor două guverne. They're a very normal part of doing business. Mi se pare o parte extrem de normală în a face afaceri. Very normal part of priorities for governments to focus on. O parte foarte normală pentru ca prioritățile să fie focusate clar ale guvernelor, ambelor guverne. And I can tell you that in the past, că în trecut, the US government has been working very closely with the Romanian government on all of these issues. A lucrat îndeaproape cu guvernul român pe toate aceste chestiuni. We have seen a tremendous amount of progress. Am văzut foarte mult progres care a luat loc. And our companies feel very comfortable. Iar companiile noastre se simt încrezătoare. That when they do business in Romania, de faptul că atunci când fac afaceri în România, that is going to be legal and transparent and fair. Totul va fi corect, legal și transparent. And as an example of that confidence, și un exemplu vis-a-vis de acest business mission that we have brought today is the această misiune de afaceri care a fost prezentată aici. Largest business mission that we've ever brought to Romania. Cea mai mare misiune de afaceri adusă vreodată în România. The companies are, in their words, not mine, și în very excited. Acestor companii, nu al meu, ele sunt foarte entuziasmate de ce se întâmplă aici.
Legat de, de întrebarea dumneavoastră, o să mă întâlnesc astăzi cu, cu domnul ministru, dar nu cred că e rostul conferinței noastre de presă comune de astăzi, înainte de conferința de presă și de valoarea pe care o, o va prezenta public, am înțeles, domnul ministru. Mulțumesc! Mulțumim!